vor cânta folclor specific zonei Maramureșului, respectiv cu cetără, zongoră și dobă. Alături de ei la zongoră Adrian Bența și la dobă Ciprian Pohaidac. Aplauze! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! De multe ori am trecut pe aici prin frumosul dumneavoastră oraș și iată că astăzi organizatorii acestui târg minunat de toamnă s-au gândit să fim și noi prezenți în mijlocul dumneavoastră, respectiv să vă cântăm. Ne dorim ca tot ceea ce vom cânta aici, pe această scenă, să ajungă la sufletul dumneavoastră, să vă placă. Vă dorim să aveți parte de o toamnă frumoasă, rodnică și bogată și să dea Dumnezeu să ne întâlnim mereu doar cu pace și cu bucurie. La fel vă spun și eu bună seara, bine v-am găsit! Cu omul care ți-e drag, locul strânt îți pare larg, dar cu care ți-e urât, locul larg îți pare strânt. Așa sunteți oameni frumoși, chiar dacă locul e strânt, nouă ni se pare că e larg. Noi vinim de la Sighetul Marmației, vă spun ceva, într-o seară doi maramureșeni au intrat în gară în Sighetul Marmației, vreau să meargă cu trenul. Intră în gară, trenul tomnă atunci să pune în mișcare, aleargă maramureșenii după tren, până la urmă unul urcă în tren, celălalt rămâne pe piron, cum ziceți dumneavoastră, și începe și râde. Șeful gării zice, bă, tantălău, mai ești, ai scăpat trenul și ai chef de râs. Zice maramureșeanu, ce cum să rânurul domnul șef, ăla care în tren m-a condus numai la gară. De la Sighetul Marmației, vreo 20 de kilometri, se află cimitirul vestă de la Săpânța. Nu știu, parte dintre dumneavoastră a fost să-l vizitați. Să știți acolo ce face omul cât trăiește pe pământ, după ce moare, scrie pe cruce. Dacă mereți acolo, pe o cruce scrie așa: sub această piatră grea, zace biata socră mea. Iar voi care citiți, aveți grijă, nu o treziți. E acasă dacă vine, iar-i cu gura pe mine. Două luni de mai trăia, stătea meu și citea ea. Am văzut mulți copilași frumoși să trăiască mămicile lor. Am vrut să vă spun pentru mămici, pentru fetele frumoase, ochii mei scala lup, ce vă ziua, noaptea duc. Ochii mei scala fiară, ce vă ziua, noaptea cară. Și acum să vă spun că vine bunica de la țară să-și viziteze copiii la oraș. Întâmpine nepoțelul. Cu ți-ai venit bunica, cu ți-ai venit bunica, curat o veni bunica. Curata, nu de la bancă, cu autobusul. Dar nepoțelul, nu mă minți, cu dracu ai venit. Și bunica, cum vorbești cu bunicuța așa, nepoțelul? Pentru că m-ai mințit. Nu l-am auzut dimineață pe tata zicând că tă mamă. Iar a dus-o dracu pe asta pe la noi. Era într-o zi un copil mânca într-un parc, dintr-o cutie imensă de bomboni de ciocolată și un bătrân de vreo 70-80 de ani mă lăru, mă, nepoate, nu mânca atâtea bomboni că poți să te îmbolnăvești. La care copilul se oprește din mânca și zice, poftim? Bunicul meu a trăit 105 ani și copilul mănâncă în continuare din cutia de bomboni de ciocolată, la care bătrânul mere la el și auzi, mă, nepoate, mânca atâtea bomboni ca și tine? La care copilul, nu! Dar își vedea de treaba lui. Să ne vedem și noi de treaba noastră și dumneavoastră să aveți o seară frumos! Stop.
Doctor.
iubește, niciun baba nu-l iubește. Stă-mă pristă, mă hănește, dă-mi tati, că gândește. Mă văd și ce-o făcut, tinereța e trecut. Mă văd și ce mă ajuns, tinereța e s-o dus, bă! Toți trei. Dar știți de ce joacă așa bine? Că joacă după cum cânt eu. Și în continuare cântăm câteva cântece cu colegul nostru Adrian Bența.
ușa mi-o stricat.
înainte să vă punem puțin la treabă. Sunteți de acord? Da, n-am auzit, nu se aude. Așa. Așa. Așa pe eu? Oamenii buni, așa. Hai să cântați cu noi, da? Haideți! Sărbătoare frumoasă, felicitări organizatorilor și să dea bunul Dumnezeu, așa cum am spus, să ne vedem numai cu pace și cu bucurie. Rămâneți cu bine! De curând a fost ziua doamnei Laura Lavric și nu se putea să nu vină și dumneavoastră pe la noi. Așa că aș dori și, dacă puteți și dumneavoastră, să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani și să vă aud și pe dumneavoastră cât mai tare posibil la mulți ani pentru doamna Laura Lavric! Foarte bine, foarte bine! În scenă pentru dumneavoastră, doamna Laura Lavric! Bună ziua, Târgu Frumos! Vai ce de tineret! Acum poate că sunt câțiva, că vreau de câte ori trec pe aici pe Târgu Frumos, mi-aduc aminte de o întâmplare. Măi, mi-era așa, mi-a fost de rușine, că venea ăsta director de cămin să-mi deie banii și eu mă îmbrăcam repede, zic, nu trebuie nici un bar, mă duc, gata. Pe scenă cântasem cu cineva de aici, din Târgu Frumos, niște lăutari, și
Și eu de obicei cântam, știi, cu orchestră, cu țambal, și dacă mai te plimbai pe scenă și dădeai așa în spate cu fundul, dădeai de țambal și spuneai, na, până aici. Ăla era o tobă din aer rotundă, înțelegi? Și eu mă dau în spate, ăla nu zice nimică. Și când mă dau în spate, ating rama la tobă și mă așez pe ea. Uleu, măi, și ăla, în loc să mă ridice, eu dădeam, mă chinuiam să mă ridic, toba fiind rotundă, uite așa dansam pe ea, când în stânga, când în dreapta. Aoleu, și odată țipla el, dă mă, mâna, vin încoace, ridică-mă de aici, mă. Da, și când au venit director de cămeze, de ei bani, de tot râdeau, au venit cu flori și iar au început să râdă. Aoleu, zic, Doamne, ce m-a făcut? Da, director, tot râdez. Lăsați, doamna Laura, că a fost și Maria Bararu și o cazut pe scenă ca o broască. Da, bine. Nu ne-ați cântat mult să-mi trăiesc? Ia să aud. Ați făcut gălăjie, nu știu cum ați cântat, dar au fost bine. Hai, vă mulțumesc frumos. E, lăsați-mă acum să cânt eu, dar. Și voi să jucați dacă aveți loc. Mulțumim. Hai, domnul inginer, dă-i drumul. Hai, mai tare, mai tare. Șa, 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 șa. Hai, românii, peste sate, hai, veniți în stradă. Continuăm, că văd că vă place, continuăm, dați-i drumul! Hei, și asta e o melodie nouă-nouță!
joacă ora satului. Eu de acasă am auzit și de grabă am venit. Azi cu asta dealului joacă ora satului. Eu de acasă am auzit și de grabă am venit. N-a venit pe aici să plec, a venit ca să petrec. Eu și mă uit în jurul meu, și-o venit unul negruț, dar nu-mi place câinicuț. Aia are mustașor și pica palare mare. Și-o venit unul negruț, dar nu-mi place câinicuț. Aia are mustașor și pica palare mare. Frumos îl batu la foc, dar cu el mai porni joc. Cu cașul la pe-o spreșeală. Și eu știu de și el vine ca să mă ajut și bine. Și-o venit unul de-o sală cu cașul la pe-o spreșeală. Și eu știu de și el vine ca să mă ajut și bine. Dar o leacă e supărat, dar ca să rămă o așteaptă, dar eu cu ochiul să-mi fac, dar când e sară îl împac, și vremarea pe mine mai e. Nu-s frumoasă nici urâtă, dar știu să mă fac plăcută. Trăiască lumea și vremarea pe mine mai e. Nu-s frumoasă nici urâtă, dar știu să mă fac plăcută. Câte fete sunt pe aici, nu-i ești una cu lichici. Păi că lichici am numai eu, pentru banii șorul eu. Sunt multe fete cu lichiși, am avut și eu lichiși, dar s-o tochit că am fost 15 ani înapoi. Gata, s-o tochit tot. Mulțumesc! Dar pentru cei care au lichiși, cu siguranță că aveți fete frumoase aici, văd foarte mult tineret, sunt... îmi place să spun un banc. Da? Am voie? Da. Într-un sat din Ardeal, mulți copii, multe, fiecare casă avea către mulți copii. Și vin cu recensământul de la București, se duc acolo la toți. Măi, de la 6 copii, fiecare familie avea de la 6 copii în sus. Și întreabă ăștia la București, apoi zice, dumneavoastră înseamnă că trăiți bine, aveți salarii mari. Avem pe dracu, nu avem salarii, mai de capul nostru. Da, dar totuși, na, vă gândiți, faceți atâția copii, vă gândiți să li faceți o rost, să li faceți o situație. Na, înseamnă că... totuși, vă descurcați bine. Hai, ne descurcăm, hai de capul. Știți care-i problemă? Pe la noi, pe aici, trece un drag de tren și așa urlă de tare pe la 4 dimineața și toți ne sculăm. Și până mergem la servici, vă două ore și să facem. Spor la treabă! Așa, bun. Acum și eu spor la treabă, următoare melodie. Da.
să mă împacă, dar tu tăti i-ai vândut, păi și la crâșmă i-ai băut, n-ai nici casă, n-ai nici bani, ai și nici 40 de ani, făcut. Auziți-mă, uit așa și ca să nu uit, de câte ori trec prin Târgu Frumos și trec foarte des, să știți că este o schimbare extraordinară. Ai, mi-amintesc pe vremuri când parc aici era, știți aia care mai sunteți de vârsta mea așa, băi, mizerie, nu era ca lumea, acum vegetație, curățenie, blocuri, locuri de muncă, servici cu bani mulți, așa e? Aici vă batizat. Ei, las că o să fie speranța, moare ultima. Mulțumesc. Dar până o să vină salariile alea mari, eu vă mai cânt așa, să uitați, să nu vă mai gândiți prea mult, că vă gândiți degeaba, cred. Hai, mulțumesc, dați-i drumul. Hai, da! Mulțumesc și felicitări dumneavoastră că sunteți oameni gospodari, păstrați o curățenie exemplară, de câte ori am trecut, nu acum că v-ați pregătit așa că este sărbătoare astăzi, dar trec foarte des, mă repet, și am admirat foarte tare curățenia și ordinea care este aici, acum în Târgu Frumos, în comparație cum era înainte. Înainte era șucar, dar acum e frumos. Așa, e foarte frumos, așa că felicitări celor care mențin curățenia, celor care sunt în conducerea acestui oraș. Felicitări la toată lumea, cei care țin frumusețea orașului și ca să justifice denumirea. Târgu Frumos, să știe frumos! Mulțumim!
ceasul și iară sus rândrindina, soarele l-a apus rândrindina, ziua repede s-a dus rândrindina, și când am jucat de jos rândrindina, la mulți ani curaj la jocă, la tropa este, este locă! O vine și cu stanină rândrindina, cu o sticlă și o măhară rândrindina, stica goală, ați văzut și gură? Așa probabil că m-am văzut pe la televizor, mai vorbesc, eu nu mă las călcat în picioare dacă am dreptate, așa că n-o să mă las nici cu sora mea, n-o să mă las continuu procesul, pentru că dacă nu ești vinovat, justiția este și pentru personalități, nu? Nu este numai pentru, este pentru toată lumea, să-și caute dreptate acolo. Bun. Ei, într-o zi stăteam, da, asta adevărat, stăteam în stație la Spiridon, acolo și așteptam să vină un taxi. Trenul era la ora 5, la ora 4 dimineața, iarna, întuneric, besnă. Și ajung acolo și nici un taxi. Mă une drăguț, oricât taxiurile astea. Și mă învârt pe acolo și mă uit disperată, dar unul coborat de pe sărării de acolo, așa cred că bat. Acum nu știu, ori s-a îmbătat la 4 dimineața, gospodar, sau nu s-a dezbătat de seară. Mă rog, și tot vorbea într-una. Și vorbea zi, auzi? Ia uite și aiștia cu taxicurile astea, nici unul e aici, nu lucrează aiștia. Dar eu mă gândeam să-i dau răspunsul. Și tu tare harnic mai ieși, gospodar, la 4 dimineața bat, tu vorbești. Da, eu interesat, așa să vine taxiul. La un moment dat, ăla, da, dumneata, unii mergi? Da, eu nervos că nu vinise taxicul, cum a zis el, dar zic, ce te interesează? Și stă un pic, și colțat ești că la televizor? Colțat. E, acum dacă-s colțat, dă-i următoarea melodie. Asta e un mesaj special, special.
Mulțumesc frumos, cred că ați înțeles mesajul cui este adresat. În primul rând, dumneavoastră, publicul care nu m-ați lăsat să mă doboare neamul eu, m-ați iubit, mă iubiți, așa să vă dea Dumnezeu sănătate pentru viața frumoasă care dumneavoastră mi-ați făcut-o, pentru că dumneavoastră m-ați făcut ceea ce sunt. Se colind lumea, oare să zic domnul primar, dar nu e aici, să primesc ceva bănuț, iar dacă eu pot să vă răsplătesc cu dragostea care am să vă port până am să mor, cu cântecele mele care să vă facă bucurie în suflet și în casă, mă declar o femeie fericită. Și vă mulțumesc încă o dată pentru viața frumoasă care dumneavoastră mi-ați făcut-o. Și vreau să felicit conducerea, primăria, domnul primar, care a trimis mesaj și a spus domnul vice să aveți grijă de artiști, că trebuie să fie buni. Deci, au avut grijă ca dumneavoastră astăzi să vă distrați în liniște, să vă simțiți foarte bine. Domnul primar, vă mulțumim, să vă margă bine acolo unde sunteți, iar domnul vice și consilier și toți care sunt aici, uite, este ordine, n-am văzut încă nici o țărucă de bataie, de așa, e tot în regulă, cred că nu v-o da nimic de băut de aia, nu? Da, bine, hai lasă că știu eu că spun ei de moldoveni, zice mai cu moldoveni, știi că am avut eu odată un dialog între televiziunea Iași, tașeți măi, televiziunea Iași, Timișoara, așa, păi știi bănățeni, a, păi noi suntem fruncea, măi, și eu zic, da, și o să-mi facă ăștia, auziți, da, felicitări timișorienilor, dar zic, orșiv dumneavoastră fruntea. Da, mintea e în Moldova, așa, în toate domeniile, mintea e în Moldova. O frunte fără minte n-are nicio valoare. Da, ce? Aplauze, mă! Aici s-au născut toate geniile din toate domeniile. Așa că poate au avut inspirație, așa, și Creangă și Eminescu, a luat câte o rachiu, așa, și ea, că au spus pe hârtie, imediat frumos, și au ajuns genial! Bravo! Ei, deci și băutura are și e rostul ei câteodată, nu? Așa. Da, și cântecul are rostul lui. Uite aici să ne veselim astăzi de ziua Târgului Frumos! Hai, hai, așa! Și la joc și la statură, te-ai rătit, dar copilul
strâmb ce pari la ce la omul care urăte drumul la ce pari strâmb la omul care e dragă drumul strâmb ce pari la ce la omul care urăte drumul la ce pari strâmb. Domnișoară impresară frumoasă, frumoasă și am impresia că vreți să-mi spuneți ceva. Să mă opresc? A, să mai jucăm. Păi jucați, că de-aia am venit să jucăm, să ne petrecem, da. Ați făcut un semn că deja doi țânțari aici, așa mă titeie, așa i-am înghițit, dacă vine unul mare, mă nec. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Acum, un banc. Am spus și de români și spun și de etnie. Auzi, mare la o țigancă, e mare țiganul. Dar
și mă plângea așa de tare. Și vai de mine, năcăjitul, rămas cu mai mulți copii. Și acolo la groapă, când să-l dea în groapă, îi spunea, zicea pe preotul, apă fost un om bun și Dumnezeu o să-l răsplătească pentru faptele lui, că doar mai sunt și oameni buni. Zice, și o să-l ducă în rai unde e viață veșnică, unde e locul verdeață, dar țigancă, aoleu, părinte, nu-l dă cu la verdeață, că de verdeață a murit. Mulțumim! Continuăm! Frumoasă, trebuie să stai lângă casă, dacă nu o să stie altul. Mulțumim, continuăm! Nu s-a dit
Mulțumesc că am văzut eu nunți și aici la Târgu Frumos, oameni cu minți, chiar și la petreceri. Lumea este cumpătată cu băutura, nu-i scandal, nu-i așa să mai aud eu un ardelean sau un bănățan să spune ceva de moldoveni, că începe răscolă din 1907. Așa. Ei, acum hai să cântăm noi două sârbi, la Crișma lui Costănel și Dragul mi la veselie. Ia, domnul inginer, nu te văd, nu știu unde te-ai băgat, în ce coșmelie ești. Auzi, unde? Așa! Recitalul meu, Dragul mi la veselie cu oameni de omenie, ca dumneavoastră. Haide! Așa, așa, așa!
impresară, e tinerică, frumușică, domnule, dai camera. Mă pune la treabă, mă pune la treabă, o zis să mai cânt. Dumneavoastră ce spuneți? Domnul inginer, ia fă un semn unde ești acolo în coșmelie și e, da bun? Ia mai bag o sârbă aici, a? Hai, ia bagă sârbă de frumos. Lunca-i lunca iarba-i verde și-am iubit nu se mai vede. Și-au fost verde s-au uscat mai și-am iubit s-a scuturat. Trandafiraș de la Iași ne-am iubit de copilaș măi. Trandașir de la Suceava te-aș iubi dar nu degeaba. Lunca-i lunca iarba-i verde și-am iubit nu se mai vede. Și-au fost verde s-o uscă, măi, eu de-aici am plecat. Hei, hei! Da, amen. Sănătate eu mă duc, nu vă las niciun bucluc. Eu buclucul eu cu mine și voi rămâneți cu ghini. Sănătate eu mă duc, nu vă las niciun bucluc. Sănătate nu de tot, am de gând să vă mai văd. La mulți ani! La mulți ani! Felicitări încă o dată organizatorilor, felicitări primăriei, felicitări celor care au pus umărul la această întâlnire a noastră. Dumneavoastră să vă întâlniți cu noi, iar noi să ne întâlnim cu dumneavoastră. A fost o zi minunată, o să continue tot atât de frumos cum a început. Iar eu vreau să vă doresc dumneavoastră tuturor sănătate, viață lungă, multe împliniri, tot ceea ce doriți să vă aducă Dumnezeu în casă și în suflet.
Măi, iar voi spor la școală, mă, să învățați bine, măi. Așa. Pa! La revedere, mulțumim! Mulțumim! Dacă v-a plăcut doamna la Lavric, v-aș ruga încă o dată aplauze pentru dumnea ei, pentru că a întreținut atmosfera atât de frumos. Mulțumesc! În continuare o să schimbăm acazul și o să invit în scenă pe Alina Eremia să vă încânte în această seară. Aplauze pentru Alina! Mă bucur foarte mult să fiu aici și sper să ne distrăm în seara asta împreună. Cântăm viața asta împreună, știm? Ia să vedem. Dar acum nu, nu vreau mare, mare. E foarte bine așa. Ani, 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 că ți se pare fani să nu te. Acum plâng încă pe tine, că vreau scuzele tale cum mă contau. Dar acum nu, oh baby, cum se face? Cum am spăcă și îți place? Că vezi că ruta se face și tu și nu care-mi place. Trebuie să fim atât dacă mă consum. Cum să mă plas, cum se face? Cum am spăcă și îți place? Tu mai lungi cu alții în oraș și bineînțeles mă lasă dește mereu. Nu uit dacă tot acest visaj îți pare ca un miraj. Mă rog, fac și eu. Nu înțelegi pentru tine vreau. Cum vreau încă pe tine te vreau. Poate e bună cum mai găsau. Dar acum nu. Și-a venit să mări viața mea. Cum de timpul cu tine încerc să simt ceva. Nu e acolo cum să te mă crea așa. Sunt sigură că de-a ta încerca. Să mă gade frumos cum mă făceai cândva. Să fii din loc subiectul pe ce-mi facă cineva. Vorbește de cu tine de frumos să te-a învăța. Ia să mă tare, tare. Oh, baby! Wow! Și tu și eu să ne ar trebui să fim atentat-o. Mă consum, cum să mă fac rău. Cum se face, cum am îți mângă și îți place. Și mi-o transmite și mie aici pe scenă și e minunat.
Vreau să vă zic că mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi. Sunteți foarte frumoși și aveți vocile la voi. Și abia aștept să gândim în continuare. Abia aștept să ne distrăm. Am văzut că ați venit cu chef de distracție. Get it up, get it up, get it up.
de fapt cel mai gălăgios public, la, nu știu, în fața căruia am cântat vreodată. Jur, sunteți foarte, foarte tari! Cu care m-am lansat pe piața muzicală. Tu ești vara mea. Vara asta vreau să rog la toate, vreau păcate, libertate. Cu tine aș fugi, fiindcă restul sincer mă trezează, nu contează. Lasă totul să fugim, hai acum când am auzit, să alergăm spre nezărit. Orice-am spune, știi răspunsul meu e, am trecut de ala grea, acum. Marea e a mea și nu mai vreau nimic, la o secundă să mă spună de toate. Să trăm înapoi, să fugim în mare gai. Hai acum că ne-am găsit, să alegăm spre răsărit. Oși la spune vocea ta și răspunsul meu e ta. Am trecut de ani în hea, acum e rândul vostru. Și lasă,
ceas bună. Știi răspunsul meu, am trecut de alegat. Acum, acum tu ești fara mea. A mea, a mea. Acum tu ești fara mea. Refrenul, da? Oh,
Bun, acum a venit momentul să vă las să respirați puțin, pentru că ați cântat foarte, foarte tare și frumos. Și vreau să vă prezint, să faceți cunoștință cu echipa mea. Și vreau un gălăgiu pentru băieții mei! Ele stă în gând și vreau gălăcie pentru ei. Chap, chap in the band door, I don't wanna look like you. Chap, chap in the band door, I don't wanna look like you. Chap, chap in the band door, I don't wanna look like you. Chap, chap in the band door, I don't wanna look like you. Gălăcie! Iar acum pentru voi, doamnelor și domnilor, dragii mei, este Robert! Vă plac dansatorii mei? Mai facem o dată gălăgie pentru ei? Băieți, meritați toate aplauzele lor? Să știți că fără ei show-urile n-ar mai fi la fel. Dar nu plec! Nu plec, nu plec! Nu scăpați de mine așa de ușor, mai ales că e atât de bine la voi. Sunteți atât de frumoși. Cu zâmbetele pe buze, ceea ce este minunat. Și pentru că... și eu vă iubesc. Să știți că aveți parte de toată dragostea mea și promit că o să vin de fiecare dată aici la voi, pentru că e tare frumos. Eu sunt convinsă că o să acceptați să facem o nebunie în seara asta. Bă, nu iau. Și să cântăm piesa asta împreună. Vreau și-o toate mâine sus! Și mai minti frumos că eu sunt tot. Acum nu te recunosc. Ce faci, cum vorbești, nu te gândești la... E tare să cred că te mai pot schimba. Cu minte te zboară bună cineva. În mine că și îmi spun mai bine așa. Yeah.
mă-ți vorbești. Nu ești ea în linioară. Ascunde vesea noastră pe erpii și parcă fericirea absolută lumelui. Asta nu-i televiziune. Pe niciun loc să tăjești cu dragostea. Realitatea spune una de secretă să înșala. Hai să-ți bagă de la sentimente. Nu mai e loc de alte regrete. Nu vrea să stau unul, să lupte pentru noi. Știi bine că iubirea se împarte la... E o plăcere să văd că știți versurile, că știți piesele. Cred că e cea mai mare împlinire pentru un artist și vă mulțumesc foarte mult. Bun. Acum... Acum o să schimbăm așa puțin macazul și o să trecem la ceva mai vesel. Mie piesa asta mi-a plăcut de când am auzit-o prima oară. Imediat... It's a policeman, I don't want no. I just wanna put my leg a little out to it. It's a policeman, I don't wanna holla at me. I just wanna put my leg a little out to it. Wanna run my down to the floor. It's the policeman. Why you wanna at me? I just wanna run my leg down to the floor. No arrest for my mind your face. No arrest for my mind your face. No arrest for my mind your face. Down to the floor. Wanna run my dig a down to the head, Mr. Policeman. Why you wanna holla at me? I just wanna run my dig a down to the floor. No arrest for my mind, your business. Down to the floor.
She's going.